Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stânceu, sunt astăzi al treilea episod din istoria fotbalului dedicat vieții și carierei fostului internațional polist, politehnist, Cicerone Manolache. Nea Cici, bine ați revenit în platou! Mulțumesc! Și am rămas la momentul Africa, la cucerirea Cupei Campionilor Africii despre care am vorbit și ați revenit în țară prin 1975-76. Ca antrenor, nu mai știu, la Reșița ori la UMT. Păi, la astea două. Da. Știu că la UMT ați avut o perioadă foarte bună, un start de campionat, dacă nu mă înșel, 7 victorii consecutive sau așa ceva. Da. Și ați plecat, așa e, și ați plecat la Reșița. Da. Ați lăsat echipa. Au venit reșițenii mei și mi-au promis una și alta, mi se pare o mașină. Nu dați nume de mașină, da? Da. Și m-am dus la Reșița. Da. Așa e. Și Reșița avea o echipă foarte bună. Da, o echipă foarte bună avea Reșița. Și mai ales că eu eram și reșițean, de acolo venisem la Poli. Da. Cam ce jucători erau în perioada aia la Reșița? Nu mai amintesc. Cuancea, Portic, Ilieș, Georgevici, Pușcaș, Atodiresei, Florea, Riteș. Da. Așa e. Da. Uite că mi-amintesc. Da. Deci ați antrenat o echipă foarte bună, care jucase și în divizia parcă 3 ani consecutive, atunci în acea perioadă când i-a avut și pe Beldeanu și pe Dudu Georgescu în echipă. Exact. Care au fost după aia mari internaționali. Da, la Reșița veneau întotdeauna mai mult absolvenții din facultăți de la Timișoara, care jucase la Poli. Da, ingineri. Repartiție primeau. Da, primeau posturi bune. Și Reșița avea tot timpul o echipă bună în divizia B. De-aia am jucat cu niște fotbaliști care erau foarte mari comparativ cu mine, care... Dar eu am avut norocul că jucam bine la junior și trebuia să avem un junior în echipă. În și eram eu ăla care așa era... Așa ați prins dumneavoastră la Metalul Reșița exact, la începutul. Exact. O regulă foarte bună. Da. Cum a implementat federația și acum în Liga 1, să joci cu un jucător tânăr de la anul cu 2, din vară, adică din sezonul viitor. Și aveam echipă de junior foarte bună. Datorită acestui fapt, care câștiga ceva campionate de juniori. De juniori, da. Mi-amintesc că prin 1982 ați venit în sfârșit antrenor la Poli Timișoara. Da. Echipa era în divizia A. Deja în generația lui Dan Păltinișanu fiertat, a lui Stelian Angel fiertat, a lui Mehedințu. Ce-a murit așa, da. Mehedințu... Șerbănoiu, care a murit și el. Deci marea generație era la apus de carieră, urma un schimb de generații la Poli. Atunci ați venit dumneavoastră, prin toamna lui 1982, antrenor la Poli, și ați fost câteva luni bune atunci antrenor în divizia. Vă amintiți de acea perioadă? Mai greu mi-amintesc că, din cauza accidentelor pe care le-am avut la cap, înțelegeți, mai greu, dar dacă mă ajutați așa... Păi, mi-amintesc de Palia, de Bocănici, de Zviehovski, portar, rezervă de portar, desigur. Moise era titularul Moise era titular. De portar. Era un tip foarte dificil aia, țin minte. Da, foarte era dificil. Un tip dificil Moise, da. Nici nu mai știu, cred că de mult prin Canada a stabilit, Aurel Moise, era un portarul cu care Poli a eliminat pe Celtic Glasgow în 80. Da, era un portar bun, dar foarte, un tip de... Făcuse junioratul la Steaua, dacă mi-amintesc. Da. Așa, hai să vedem, era, cred că Dumitru Nadu încă era fundaș dreapta. Viorel Vișan încă era fundat stânga. Da. Liță Dumitru mai era la echipă când ați venit dumneavoastră? Da, l-am prins. Și am avut discuții cu el chiar între patru ochi, pentru că era un tip dificil. Foarte dificil. Dar un mare, mare fotbalist. Da. Deci nu-i plăcea pregătirea fizică. El era cu loviturile libere, care dacă îl puneai să dea de 10 ore în bară, dădea de 8 ore în bară. Poate două nu le nimerea, dar era un tip care... era foarte încrezut. Venise de la București. De la Steaua. Da. După celebra finală de cupă din 80. Da. Și trebuia să te porți altfel cu el. Eu l-am cam făcut egal cu ceilalți, care l-a cam deranjat și până la urmă n-a avut ce face și a trebuit să se încadreze
Fiindcă și eu am fost internațional. Am spus, băi, eu am fost, da. Tu ai fost cu pasa și eu am fost cu golul. Liță era și el atunci la apus de carieră, da, da. Însă la, în vârful carierei a fost un fotbalist uriaș, da. La mijlocul terenului, ceea ce am numit azi... Avea niște lovituri superbe. Libere, avea niște lansări, da, direct pe vârfuri, avea un tecling. O biomecanică a lovirii foarte bună, așa, a mingii. Travaliu, da, un jucător, da, cum în ziua de azi nu mai există de mult, da, în fotbalul românesc. Da. Și cum eu eram un fost centru înaintat și iar așa, normal că au fost foarte multe discuții între noi doi și atunci l-am luat între patru ochi și am discutat cu el și am spus, bă, tu ești jucător, Elios, antrenor, cum ție ți-a cântat imnul, așa mi l-a cântat și mie. Și dacă nu mă asculți, o să ai de pierdut. Și atunci mi-a zis, Nea Cici, te rog frumos să mă scuz, dar o să încerc să... Sunt un tip dificil, știu, dar o să încerc să mă corectez. Da, la finalul acelui sezon Poli va retrograda. Dumneavoastră nu veți mai fi antrenori, ați plecat în primăvară. Va juca și finala Cupei României pierdută cu Marea Craiova lui Balaci. Oblemencu nu mai era Oblemencu de mult. Ștefănescu era cămătarul, Țiclianul Lung. Craiova Maxima, care în acea primăvară tocmai fusese prima echipă românească prezentă în semifinalele Cupei UEFA sau în semifinalele oricărei cupe europene, eliminată de Benfica după două egaluri. Poli joacă finala Cupei României în acel sezon cu Craiova, care, repet, venea după semifinala cu Benfica, pierde Poli 1-2 pe 23 august. Dumneavoastră nu mai erați antrenor și ajungeți, nu mai mi-amintesc când, antrenorul naționalei Libiei. Da. Iară vă întoarceți în... La Gaddafi. La Gaddafi. Da, da. Da. Am fost chemat acolo datorită rezultatelor bune pe care le-am avut în Africa. În Congo, da. Da. Libia era o țară fruntașă în călărie. Aveau niște cai aduși din Arabia, de Gaddafi, care îi plăcea ca aia, avea pasiunea aia, da, nu da, era da. Cu fotbalul. Nu era cu fotbalul. Nu, cu fotbalul era primul ministru, Abdusalam. Vă amintiți numele primului ministru? Mi-a duc aminte, pentru da. Că... Era foarte apropiat de da. Echipa națională, primul era... ministru. Intram la el când vroiam, era în ședințe și îi se spunea de la poartă că a venit Manolache. Și când era... Făcea pauză, 10 minute, 15 minute. Și îi lăsa pe ăia lui și mă chema într-un birou ce. Am uitat să vă întreb și episodul trecut. Cam câți spectatori veneau la meciuri în Africa? Știu că mulți veneau. Da, mii de, sau da. Chiar zeci de mii de oameni veneau. E era drept? Plin, da. Așa este. Ca să se golească stadionul după aia, stăteau la rând. Că trebuia, era o disciplină. Era o disciplină. Că... La când se elibera. Când veneau, nu. Dar când se eliberau, trebuia ăia. Da, da, pentru da. Că trebuiau să plece cu mașini. Erau niște chestii. Nivelul de trai în Africa... Erau două, numai două. Da. Atât. Bogați și săraci. Și nu era săraci. De mijloc. Nu era de mijloc. Bogați și săraci. Și bogați, evident, bogați, că erau bogați, puțin. Bogați, cu aur, da. Cu... Păi am adus o grămadă de aur. Păi cu aurul mi-am cumpărat casă, mi-am făcut tot în România. Vineam cu aur și îl vindeam și puneam la cec și iar plecam și iar vineam cu aur. Și... V-a ajutat mult perioada petrecută în Africa. Da, da. Legat de Gaddafi, v-ați întâlnit vreodată cu el? Da. 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 Ați dat mâna cu el? Da, sigur că bravo. Da. Dar mai mult, mai de două ori, dar mai mult eu lucram cu Abdusalam, cu primul ministru. Da, da, da. Și când ăla... Eu mă duceam la poartă și spuneam că am venit, așa. Da. Abdusalam spunea, oprim ședința, am niște probleme și mă chema pe mine. Da. Ce-i? Păi n-avem mâncare, păi n-avem aia, păi n-avem minci, păi n-avem imediat. De ce credeți că naționala Libiei, ca și cea din statul Congo, de fapt,
care nici el, Stratu Congo, nu a reușit vreodată o calificare la campionatul mondial. De ce credeți că aceste două țări nu reușesc să ajungă, eu știu, precum țările arabe din Africa sau Ghana, Senegal, Camerun, Coasta de Fildeș, Africa de Sud? Pentru că o grămadă de jucători din Congo, eu vorbesc de Congo, care știu eu, de Congo, sunt jucători în țări străine. Și când vin la națională, vin cu condiția lăsat de ei ca să nu se accidenteze. Le spun, dacă te accidentezi, nu joci în echipă. Asta nu e valabil pentru toate țările africane. Eu cel puțin așa știu de Congo. Da. Știu de Congo că nu băgau osul. Nu băgau osul. Și atunci eu îi spuneam, mă, dar... Dar și pe vremea dumneavoastră, pe vremea Congo mea... avea jucători în străinătate? Da, sigur. Interesant. Da. Inclusiv în Europa? Nu. În Africa. În Africa. Foarte în țările mai dezvoltate. Am înțeles. Da. Foarte interesant. Da. În țările alea care vorbeau mai mult engleză. Mm. Ale erau mai dezvoltate decât cele franceze. Care au fost colonii sub Marea Britanie. Da, fiindcă britanicii, cum să vă spun, dădeau mai mult pe țările africane. Adică băgau mai mulți bani. Investeau mai mult. Exact. Da. Interesant. Da. După perioada Libia, practic dumneavoastră, deși erați tânăr, aveați 50 de ani, v-ați retras din fotbalul de mare performanță. Ați preferat să fiți mereu antrenor la echipe de prin sate, județe, de prin comune, de aici din județ. De ce, Neacici? V-ați săturat de drumuri cât ați tot umblat, așa? Sau de ce? Eram la a treia nevastă. Da, știu că ați fost... Nu, trebuie să spunem că ați fost unul din idolii femeilor pe vremuri. Nu știu dacă am fost idolul femeilor, dar am fost plecat mereu. Și cum le lăsam singure, Neacici, plecam câte un an, doi, că nu ne dea voie cu nevestele, pentru că fugeam în străinătate. Da, rămâneați acolo, așa. Da. Înțeleg? Și atunci rămâneam acasă cu copiii, cu neveste. Da. De-aia am fost la a treia nevastă, că nu m-am mai așteptat. Prima s-a măritat, a doua s-a dus și ea. Dacă nu puteai să le iei cu tine. Da, adică a treia și actuala nevastă. Și actuala, da. Actuala, da. O doamnă cu totul deosebită și mulțumim frumos că a venit aici alături de dumneavoastră, ne privește de dincolo de geam, din regie. Și ați ales, practic, să vă retrageți din fotbalul de performanță. Dar, totuși, ați fi putut antrena aici echipe de divizia A, divizia B. N-ați mai făcut-o. N-am mai făcut-o pentru că, cum să vă spun, se amestecau foarte mulți. Păi de ce nu-l bagi pe ăla? Păi de ce nu-l bagi? Păi, doamne, cum să-l bagi? Nu știu, prin secretarii de partid sau... Da. Eram... Adică în Congo m-au lăsat să lucrez de capul meu. Nu s-a băgat nimeni, s-a câștigat Cupa Campionilor, am venit cu două decorații. Da, interesant. Da. Aici în țară, dacă nu băgai pe Popescu, care era copilul lui Ionescu sau lui Florescu, sau, înțelegi, dacă... Așa, nu vreau să dau nume, nu vreau să... Nu, sigur că da, nu răscolim... Nu. Da. Vreau să vorbim pe finalul acestui șir de emisiuni despre marea dumneavoastră pasiune, da, în afară de femei, evident, da, de porumbei. Da. Sunteți, nici nu știu, mai este un specialist atât de mare ca dumneavoastră aici în județul Timiș. Dar nu, eu sunt așa un mare specialist. Nu. Vă ocupați de câți ani? De câte zeci de ani vă ocupați de porumbei? De când aveam 10 ani. Serios? Da. De când era la Reșița? Da, de la Reșița. Aveam roller. Porumbei, acum am poște așa care vin din străinătate, ca mine, știți? Dar la rest aveam rolări cu arepele sub coadă, roșii, negri și când plecam în străinătate cu Reșița, că eram în Cupa Balcanică cu Reșița, toți cumpărau la neveste, cum îi zice, combinezoane, chiloței, ciorapi, cu bani, când ne dea niște bănuți să avem și noi de o bere. Da, de o diurnă simbolică. Exact. Da. Eu mă duceam dimineața, mă sculam
până nu se trezeau ai mei, mergeam în piață, în diferite țări, la porumbei și cumpăram porumbei. Și când treceam frontiera, n-aveai voie că să-i treci fără certificat de sănătate. Da. Și atunci trebuia veterinar. Să-i dau la colegi care îi băga prin sân, ca și mine, și eu trebuia să le dau câte un grătar și câte o bere în România. Rămâneam dator când mi-i trecea. Da. Și atunci veneau și de pe la Pitești să-i vadă porumbei pe care îi aduceam eu din străinătate cu inele pe care scria Iugoslavia, RDG, RFG, Polonia, aveau inele, știți? Că fără inele nu-i luam. Și erau valoroși că aveau inele străine, știți? Și veneau și vedeau. Ați participat în concursuri, din câte știu, și ați câștigat multe concursuri. Da. În ce constă un concurs din ăsta de porumbei voiajori? Deci se pleacă, de exemplu, plecai în Ungaria, în două, trei orașe în Iugoslavia, în două, așa, progresiv, până ajungeai prin Germania, prin Polonia, pe multe țări mai depărtate. Da. Le dea drumul. Era o mașină specială în care se băgau în diferite separeuri, așa. Ajungeau în Ungaria, după aia în Ciuslovacia, după aia în Germania, tot așa, tot mai departe, progresiv. Le dau drumul și veneau acasă, unde era acolo la intrare un ceas, când ele aveau un inel pus de mici, când erau mici, și când veneau cu inelul ăla de concurs, în bucătărie la mine sau în hol, un ceas făcea piu-piu și știam că a venit un porumbel, mă duceam și mă uitam și m-a scutit de băut și de fumat. Ce se întâmplă? N-ați fumat niciodată? Nu. Când se termina meciul, mergeam la terasă. Da, sigur. La masă. Absolut. Știa, te duceai acasă, îți luai nevasta, te duceai mâncare. Și se închideau birturile la 5. La 5 dimineața? Dimineața. Logic. Eu, la 11, plecam. Pentru că trebuia să mă culc, să mă scol dimineață, când veneau porumbeii. Că le deau drumul pe la 4. Și ei pe la 7 veneau și trebuia să-i cronometrez. Și asta m-a scutit foarte mult. De fuma, de băut, că aveam alte pasiuni. Mi-a plăcut fotbalul și porumbei. Știu că și Liță Dumitru avea era pasionat de porumbei, că tot am povestit că l-ați avut la Poli, jucător. Da, el a avut și el porumbei, am dat și eu porumbei, după aia porumbei au venit înapoi, am dat iar lui, dar ziarele, ca să facă scandal, așa, sau important, au zis că noi am dat porumbei, deși eu îi duceam. Chiar când el era în cantonul meu, mă duceam și le deam mâncare la porumbei lui. Eu. Dar au vrut să facă un subiect din chestia asta. Liță era un tip dificil. Da, un tip dificil. Știm, și spus. Știți că acum e stabilit în Statele Unite ale Americii. Nu. Din păcate, un om ca Liță Dumitru nu și-a găsit loc în fotbalul românesc. Eu zic că e trist pentru fotbalul românesc, că nu știe să respecte oameni. Mă rog, și mulți oameni, și în Timișoara e situația asta. Știu că și acum aveți vreo 100 de porumbei. Da, am. Fiindcă au venit înapoi. Da, i-au ținut, au scos pui din ei. Și când le-a dat drumul, după câțiva ani, au venit înapoi și m-am pomenit cu o grămadă de porumbei. N-am ce face, îi hrănesc, îi mai bag la concurs. Da. M-au scutit de, de băutură. De, da. Ați avut o mare pasiune. Am avut altă ocupație. Comparativ cu Elanț, eu am avut colegi. Eu am avut altă preocupare. Vă amintiți de alți colegi care să fie avut alte pasiuni mai deosebite în cariera dumneavoastră de jucător, de antrenor? Eu știu, poate unul colecționa timbre, filatele. Da, erau. Fiecare avea câte ceva, alții. Da. Nea Cici, ce spuneți despre
situația în care, ca să ne referim un minut și la prezent, situația, aș spune, aproape dramatică în care a ajuns fotbalul timișorean. Fără echipă în Liga 1, fără un stadion corespunzător, cu oameni foarte puțini pe stadioane, noroc cu băieții din Peluza Sud, din Drucheria, care mai este dau... foarte trist. Da. No. Noi care am fost primii, domnule, dacă așa stai Timișoara, pe cine era Timișoara, jos la poli. Cum ne-ați povestit dumneavoastră în primul episod al serialului nostru, că băteați, erați jucător la Știința, poli, da. Și băteați Dinamo la București și pe CCA, da, da. Steaua. Păi când jucam cu ei, jucam cel mai bine, ne mobilizam extraordinar, înțelegeți? Aveam valoare, aveam spectatori, veneau spectatori. Păi ne duceau până la grădină. Se termina, meciul ne aștepta, Dulcherii, și ne duceau până la grădină, ne aplaudau la grădină, acolo ne aștepta cu masa, seara. Era meciul de la 5 la 7. Și de la 7 până la 11, când se închidea, așa era... Dumneavoastră ați jucat inclusiv aici, pe Știința. Da. 23 august se numea atunci, că nu se inaugurase încă stadionul 1 mai actualul Dan Păltinișanu. Am jucat pe Știința. A jucat pe Știința. Unde v-a plăcut mai mult? Pe Știința sau pe 1 mai? Bineînțeles că pe Știința, că era publicul aproape. Era publicul foarte aproape. Nu era pistă de atletism? Nu era. Era pistă de atletism? Nu era. Nu mai țin minte. Da. Nu mai țin minte. Da. Nu cred. Oricum, că am văzut poze, că nu era. Tribuna era mult mai aproape și automat se simțea, se simțeau încurajările spectatorilor. Pe 1 mai, cum e așa, parcă jucam în deplasare în primii ani. La început, da, până v-ați obișnuit. Acolo era publicul aproape de noi. Hai de poli, Știința. Neacici, mulțumesc tare mult. Suntem la finalul acestui serial. Sper că în viitor vom mai discuta despre fotbalul ăsta atât de drag nouă. Vă doresc multă sănătate. Vă mulțumesc la fel. Pentru că anul acesta Cicerone Manolache are 83 de ani și mi-amintesc când acum 3 ani ați fost sărbătorit la împlinirea 8 decenii de viață alături de profesorul Jack Ionescu. Da. În sala Senatului de la Universitatea Politehnică. Tocmai vedem acum, am văzut poze cu rectoratul din centru. Neacici, încă o dată, multă sănătate vă doresc. Mulțumesc, la fel. Și tot ce e mai bine. O salut și pe soția dumneavoastră și mulțumesc frumos pentru tot ajutorul pe care ni l-a dat, pentru că dumneavoastră ați venit special de la Gearmata, printr-un trafic infernal, până aici la noi, la studio. Stimați telespectatori, să ne revedem cu bine săptămâna viitoare.